Am revenit aici la Agricultura la Raport, continuăm discuția despre piscicultură și acvacultură împreună cu domnii Marian Avram, președinte general AMPA, și Cătălin Platon, președinte Romfish. Mă întorc la dumneavoastră, domnul Platon. Din nemulțumirile colegilor din piscicultură și acvacultură, care ar fi principalele lucruri pe care ar trebui instituțiile statului AMPA să le rezolve în perioada următoare pentru ca acest sector să funcționeze mult mai bine? Poate nu neapărat măsuri financiare, deși sunt extrem de importante, dar cel puțin chestiuni legislative, administrative. Da, voi răspunde preluând din vole ceea ce spunea domnul președinte Avram legat de faptul că s-a asistat pasiv la distrugerea acestui sector. Sunt de acord cu afirmația aceasta, doar cu mic amendament. Statul a asistat pasiv la distrugerea acestui sector. Nu privați au fost vinovați că s-a distrus sectorul, ci statul, pentru că nu s-a îngrijit să nu fie distrus. Iar discuția despre privatizarea făcută este oricum inutilă, pentru că acolo unde au fost specialiști, fermele au rămas în continuare și produc foarte mult. Principalele lucruri pe care noi le-am cerut, majoritatea dintre ele sunt lucruri care nu necesitau fonduri din bugetul național. În principal. Deci am cerut reducerea birocrației, am cerut prelungirea tuturor autorizațiilor, autorizația de mediu, autorizația de gospodărire a apelor, autorizația de punere în siguranță a barajelor, la durata valabilității contractului de închiriere, concesiune, fiecare ce formă de drept de exploatare are. Pentru că la ora actuală fermierul este ocupat foarte mult timp cu autorizarea în permanență, pentru că întotdeauna, în fiecare anotimp, expiră câte o autorizație, procedurile sunt foarte lungi, unele sunt și foarte costisitoare și nu înțelegem ce ar putea să spună o autorizație mai mult decât scrie în legislație. Pentru că prin autorizație nu poți adăuga la lege. Și oricum, orice agent economic este obligat să cunoască legea. A doua chestiune care nu implica în principal fondurile naționale sunt fondurile europene. Deja au trecut 4 ani de la acest exercițiu financiar și România nu a deschis niciun apel la finanțarea acvaculturii, în timp ce Polonia a deschis și a închis 44 de apeluri. Nu vă mai spun că în Polonia s-au dat și forme de sprijin în formă simplificată. Bun, dar eu vreau să vă întreb și pe unul și pe celălalt. De ce polonezii pot, de ce ungurii pot, de ce bulgarii pot? Și sunt multe exemple și noi nu putem. Unde e, domnule, până la urmă, fractura asta de nu putem fi cu adevărat competitivi? Unde vedeți? Adică, dacă toți suntem la o discuție de genul ăsta, haideți să vedem poate cineva, nu știu. Vă dau exemple concrete, administrative. Polonia are nu comitet consultativ, ci are un comitet interminister în subordinea vicepremierului. Deci vicepremierul, al doilea om din guvern, coordonează ministerele implicate în acvacultură. Ținând cont că există mii de lacuri în nord-est, de exemplu, lacurile până în 50 hectare sunt oferite gratuit, doar pe baza unui angajament de a asigura anumită producție care să intre în consum. Fără factură, fără TVA, dacă dorești să faci comerț și să intri în circuitul economic, atunci ești obligat să ai măsuri fiscale. De asemenea, știu de la colega mea, omologa din Polonia, că la prima ședință acestui comitet, vicepremierul a spus, domnule, mie să-mi spuneți ce puteți, cine spune că nu se poate să plece. Pentru că acolo se punea în discuție dezvoltarea acvaculturii la Marea Baltică. Aceeași provocare pe care o avem și noi, cu dezvoltarea acvaculturii la Marea Neagră.
Cred că abordarea este diferită și secretul, după părerea mea, este abordarea interministerială. Aici îi dau dreptate domnului Platon. Nu e fiecare minister cu curtea lui. Nu. Suntem nevoiți și suntem obligați să fim receptivi la ce spune. Și asta este și efortul meu. Domnul Platon știe foarte bine că instituția mea face aceste eforturi interministeriale pentru a înțelege că abordarea Ministerului Mediului, după părerea mea, este greșită privind biodiversitatea, da? Că apele române nu pot fi rugate la nesfârșit să scoată la concesiune. Au scos acum la concesiune suprafețele din Marea Neagră, dar vă spun la insistențele patronatului și ale AMPA. Pentru că dacă nu avem alocate aceste zone, nu putem face acvacultură. Lucruri care țin de asemenea de ultima, deci mortalitatea piscicolă. Datorită unui colectiv care a lucrat 2 săptămâni, avem o procedură aplicabilă pentru mortalitatea piscicolă. Pentru că ea nu poate fi, în cazuri de forță majoră, puse în spinarea agentului economic. Depășește posibilitățile. Acest lucru se întâmplă la fermele zootehnice. Am adoptat acest lucru, numai că el trebuie să fie procedură unitară la nivelul Inspectoratului General pentru situație de urgență, o parte, iar altă parte de pregătire, de prevenire la instituțiile prefectului. Și este bază legală și este posibilitate, numai că aceasta trebuie să plece de ierarhic superior, de la ministere, care să dea ordin sau notă de serviciu sau procedură. Și atunci se întâmplă, pentru că altfel vom avea o situație la Satu Mare și alta la Tulcea. De multe ori instituțional diferită, pentru că nu există o procedură. M-am angajat în fața Secretarului General al Guvernului să fac această procedură, am făcut-o. Din păcate, reprezentantul de la situații de urgență nu a fost foarte încântat să o aplice. Nu este vorba că vrea cineva sau nu vrea. Este obligație de serviciu pentru a rezolva o situație unitar. Acele cantități mici de mortalități sunt într-adevăr în sarcina agentului economic. Comisia Europeană, Uniunea Europeană nu ne dă voie să subvenționăm, dar cazurile de forță majoră sunt cu totul și cu totul altceva. Derogările de la regulamentele privind îngroparea ca soluție alternativă este legală. Faptul că trebuie să știm din timp lucrurile astea și să le previzionăm, să ne pregătim, sunt de responsabilitatea și a autorităților, autorităților locale și autoritățile de concentrate. Asta se înțelege mai greu. Faptul că dacă noi vrem să ne apărăm dreptul, da, de a avea apă sau o previziune privind cotele, este și obligația altor instituții să comunice din timp, și asta îmi spun această procedură. Ne previzionați. Aveți aceste posibilități, aveți un sistem informatizat. Comunicați și către AMPA și către agentul economic că vor fi probleme într-o lună sau în două. Faptul că, de exemplu, nu se face o inventariere transparentă și transmisă și către noi ca instituție, dar și către alții. Care este populația de cormoran? Care este populația de pelican? Da? Cât e sustenabil? De acolo pornim. Care sunt căile legale? Derogările. De ce nu apelăm la ele? Adică există soluții pentru fiecare problemă. Asta este concluzia mea, numai că ele trebuie înțelese și susținute la nivel interministerial. Revenind la întrebarea dumneavoastră de ce Polonia poate și noi nu, părerea noastră este că, în primul rând, pentru că în Polonia, pe posturile respective de funcționar la diversele agenții, ministere și departamente care se ocupă de acvacultură, sunt oameni care se pricep. Păi și la noi nu sunt. După cum dovedește situația sectorului, se pare că n-au fost. Pentru că dacă erau, făceau ceva. Ori nu s-a întâmplat nimic. Ce, vă repet încă o dată. Colegă medic veterinar. În Bulgaria până... Vă repet, nu s-a întâmplat absolut nimic. Adică ce spunea domnul președinte despre realizările AMPA mai mult legate de pescuit, despre acvacultură, nu putem pune mai nimic în dreptul AMPA decât hotărârea de guvern privind accesul la motoină, care a fost tot o inițiativa noastră de ani de zile, pe care într-un final, acum vreo 6 ani, cred că am reușit să o impunem la guvern.
Deci, dacă ne luăm ce s-a întâmplat în acvacultură din partea celui care, a instituției care trebuia să facă lucruri în acvacultură, păi, nu s-a făcut privatizare. În continuare, România este o țară în care statul este acționar majoritar 100% la o întreprindere piscicolă. Deci după 35 de ani de la Revoluție, avem o întreprindere piscicolă cu capital majoritar de stat. Da? Una singură. Piscicola. E suficient și aia ca să ne facem de râs. Doi. N-avem cadastru. Deși era obligație la aderare, în capitolul 8, să avem cadastru până la finele lui 2020 pe partea de piscicultură, noi nu știm care sunt suprafețele pe care le administrează AMPA. Da? Nu avem contracte de concesiune. Sunt 10.000 de hectare neconcesionate. În continuare, discuția asta cu concesiunile, discuția a mai fost și la emisiunile anterioare. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu nu-i reproșez domnului președinte Avram. Eu reproșez pentru că dumnealui nu este premier. Este președinte la o agenție a Ministerului Agriculturii. Dar miniștri, partea politică care conduce această țară sau a condus-o în ultimii 30 de ani, n-a avut aplecarea să asculte dorințele sectorului. Bun. Haideți să răspundeți, domnul. Dumneavoastră credeți că este posibil ca o arie protejată patrimoniul UNESCO din județul Brăila, adică 3300 de hectare, să fie concesionate? Asta credeți că e posibil ca o exploatație de 2000 de hectare, polder, și nu exploatație de acvacultură din județul Brăila la Măxinen să poată fi concesionată? Eu cred că în patrimoniu și în evidențe sunt foarte multe suprafețe care niciodată n-au făcut acvacultură. Asta e și sunt mii de hectare, poate zeci de mii. Pe de altă parte, eu pot să vă spun aici că cu 2700 de euro, un program care nu a necesitat milioane de euro, s-au cadastrat până acum 4500 de hectare prin transformarea din ortofotoplanuri în stereo 70, adică acceptate de oficiile județene de cadastru. Lucrurile astea, într-adevăr, nu se desfășoară atât de repede cât ne-am dori. Dar noi descâlcim administrativ, suprapunem cu AT-uri, da? Cu diversi proprietari în decursul ăsta de la Revoluție până acum, care au fost împroprietăriți în mijlocul satului, de obicei oameni din primărie, ca să nu ne ascundem, da? Și asta înseamnă litigii, înseamnă o luptă administrativă imensă ca să le aduci la adevăr. La asta suprapunem, că spuneați dumneavoastră că n-au nicio vină vechi agenții economici, la stăvilare, sedii de fermă, diguri și alte mijloace fixe, care se află în patrimoniu 99% a foștilor directori, ingineri de la aceste piscicole. Da? Și în alte condiții și apa este a apelor române. Nu, apa este a noastră, că o plătim. Nu, nu, este administrată, dar noi, dumneavoastră, sunteți un beneficiar. Toate acestea încercăm să le simplificăm și am încercat să le simplificăm prin legea acvaculturii. De două ori în mandatul meu. Da? Ce a ieșit, ne spune Curtea Constituțională, neconstituțional. Și când nu este vina. Curtea asta? Păi în 24 septembrie, adică cu câțiva timp, și pe 15 octombrie, da, adică peste câteva zile, ne dă motivarea. Este comunicat oficial? Da, deci este neconstituțional de pe 24 septembrie. Hmm. Uitați, vă întreabă un telespectator, fermă piscicolă Sovarca. Șovârca. Șovârca. De Galați, da. Da, Galați. Da, Gicuia a trecut prin vreo 3 inundații până acum, în ultimii 10 ani, sau în ultimii 20 de ani. Cred că primele inundații au fost în 2005 și 2010, când a fost acoperită de apă. Acolo e situație specifică, hidrografică. Am înțeles că apele române au de gând să facă o investiție majoră. De asta vă spuneam de Măxinen și încă o exploatație din județul Vrancea, care au rol de poldere, adică opresc puhoaiele acestea ca să nu inunde. Da, domnul președinte, nu vă referim la mine de detalii, dar vă dau un exemplu și vă dau două exemple. Cum ea face... a fost subdimensionată, ea nu este o lucrare. Cum ne ajută statul român? Deci, un fermier care produce, da, proprietar de diguri, da, cu terenul ăla administrat de AMPA,
produce cât de cât, are 70 de hectare de leștei, da? Îi se anulează licența de acvacultură pentru că nu are contract de concesiune. Cine anulează licența de acvacultură? AMPA. Cine trebuia să facă contractul de concesiune? Tot AMPA. Asta vi se pare o situație de oameni normali. A doua chestiune, apropo de stat. La închirierea cuvetelor lacurilor de acumulare la apele române... Nu, haideți să lămurim lucrul ăsta. O secundă cât termin, asta e ultimul și scurt. Da. Cel care vrea să închirieze trebuie să dea o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea codului penal că nu este în litigiu cu apele române. Dumneavoastră vi se pare asta o țară de oameni normali? Adică apele române nu știu că, dacă este sau nu în litigiu cu mine? Trebuie să dau eu declarație că nu sunt în litigiu cu ei? Bun. În 2019, din 2019 avem codul administrativ, da? Sincer, eu vă spun că în domeniul acvaculturii nu este aplicabil. Deci nu avem legislație. Nu, și am avut deci această... Deci nu facem nimic în continuare. Nu, asta e... nu, lăsați-mă să nu vă repeziți că nu are rost, da? Știți foarte bine și, și continuați să presați. Legea acvaculturii a fost o dorință a unora de a face privatizare. S-a zis foarte clar și punctul meu de vedere, spun și public, că nu putem să facem privatizare în condițiile astea pentru că este neconstituțional. S-a mers pe această direcție până când încă o dată ni s-a spus că este neconstituțional. În loc să mergem pe o modificare a codului administrativ, la fel ca și la ADS, da, încredințare directă, da, chiar concesionare și intrare în circuitul economic, chiar și fără cadastru, că nu este vina AMPA că nu avem cadastru, este vina în primul rând a cadastrului sistematic care a exclus bunurile statului din cadastrul sistematic. Da? De ce? Pentru că domn primari erau nevoiți să recunoască încălcările de proprietate care le-a făcut în detrimentul statului român. Ca să fie clar, da? În decursul timpului au dat hotărâri de consiliu local, s-au împroprietărit și au împroprietărit pe alții pe terenurile statului. Și asta creează litigii. Le puteam lămuri printr-un cadru legislativ în legea acvaculturii, da? Să se revină la cadrul inițial, ele au o destinație de acvacultură și nu de luciu de apă la dispoziția Cutărescu. Da? Pentru că în mijlocul lacului nu prea se poate. Da? Le puteam declara ilegale, da? Puteam elibera zona de acvacultură destinată acvacultură pe o procedură simplificată. Asta este soluția pe care o susțin în continuare și pe care o doresc printr-o ordonanță de urgență, dacă se poate. Pentru că dacă nu ai cadrul legislativ, eu nu cred că nimeni, da? Eu nu fac acordul de exploatare, da? Care au fost ilegale și care le-au făcut alți oameni cu oamenii din acvacultură. Au fost declarate ilegale, au fost un surogat, da, în sector care a mințit și pe unii și pe alții. Da? Și mulți au crezut că aceea e soluția. Nu este soluția. Este Curtea Constituțională care a zis că sunt ilegale. Din cauza asta avem exploatații care s-au mulțumit cu acest cadru, da, să recunoaștem, și au fost mințiți. Și ei... Da, da, asta era clar că a fost mințit, dar asta era evident că nu era o formă legală. Dar ca să... Da, dar nu a făcut nimeni, dar la momentul acela un mare scandal public. N-a zis nimeni, domne, este ilegal ce se întâmplă. Ca să aducem lucrurile la adevăr, CCR-ul nu a spus nicăieri în textul motivării la prima decizie. Nu, va fi motivarea privatizarea, pe 15. Păi nu putea să facă, pentru că aceea sesizare s-a făcut și prima dată. Nu putea să spună prima dată că este constitucional modul de privatizare și a doua oară spune că nu este constitucional. Bun, acum, după ultimele decizii ale curții, posibil să spun orice. Nu, comentez eu decizia curții. Eu mă supun deciziile. Da, îmi scrie domnul de la Șovârca. Șovârca, iertați-mă, și zice așa, este litigiu, primăria și ne pune contre. Digul a fost reparat și refăcut și îmi trimite și niște imagini. Acum o săptămână la Șovârca, cum putea primăria să intabuleze legea 1 pe 2000, spune clar că suprafețele diguite nu pot fi puse în posesie. Articolul 22 indice 1. Sunt zeci de astfel de cazuri care înseamnă litigii de ani de zile. Asta face AMPA. Și aici era rolul statului să apere patrimoniul, dar în general statul nu și apără patrimoniul. În unele zone în care fermierii au fost mai hotărâți, fermierul a apărat patrimoniul statului. Și pot să vă dau zeci de exemple. Mai mult, privatul a făcut intabularea terenului statului în numele statului pe banii lui. Și atunci nu putem spune că privații au distrus, au asistat pasiv la distrugerea sectorului. Nu, statul a asistat pasiv.
Pentru că el trebuia să facă, avea atribuții să angajați administreze. Aceste societăți piscicole, ca să fiu mai clar, care la momentul ăla erau asimilați ca și privați. Creșteți concesiunile? Crește prețul la concesiuni? După părerea mea, deci este o decizie, da, care este în vigoare, care modifică un, după părerea mea, și a colectivului care muncește, institute și noi, așa. Da, 11 euro pe hectar pe an este acceptabil și foarte puțin, după părerea mea. Formula la 11 euro să ajunge? Nu. Haideți să vă explic. Se calculează, practic, care este productivitatea pe hectar minimă, da, în funcție de zonă, în funcție de exploatație. Ea este calculată în medie la 250 de kg la hectar, luciu de apă. La acesta se, producția de pe acesta se transformă într-o formulă care înseamnă prețul mediu al peștelui și înseamnă 10%. De ce zâmbiți, domnul Platon? Pentru că, în continuare, Ministerul Agriculturii, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, nu înțelege ce administrează. Deci, productivitatea piscicolă naturală o poți face într-un râu. Iar media europeană a acestei productivități este undeva între 50 și 80 de kilograme de pește la hectar. În România, studiile arătau undeva la 40-50 de kilograme. Nu poți vorbi de productivitate piscicolă naturală într-un eleșteu în care e furajat timp de 50 de ani. Că aia nu mai este naturală, da? Ăsta ar fi primul aspect. Al doilea aspect este următorul. Nu poți calcula. Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură administrează terenuri, nu amenajări piscicole. Digurile acelor amenajări piscicole sunt proprietate privată. Nu există productivitate piscicolă naturală mai mare de zero pentru un teren mlăștinos. Așa că nu știu ce calcule și-au făcut domnii de la AMPA, dar este a doua oară când suntem în instanță, contestăm, am câștigat odată procesul, au dat din nou decizia și acum a fost respinsă la Curtea de Apel București pe un motiv absolut pueril. Da. Mă rog, vom câștiga la alta curte fără discuție, pentru că lucrurile sunt clare. Asta ține de bună credință, adică dacă s-ar putea să fie zero, din păcate legislația românească nu permite să dăm cu zero lei. Dacă legislația mea permite să spun, domnule, nu fac niciun calcul, vă ofer cu zero lei, cred că aș face-o, dar din păcate nu-mi permite. Și nici nu sunt de acord cu contractele exprimate de pântipul ADS-ului cu simbolic grâu. Pentru că pe teren e grâu, așa se face. Nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Dumneavoastră nu produceți grâu pe amenajarea de acvacultură. Producem și porumb, să știți. Nu, dar nu asta e obiectul de activitate conform contractului, producția de grâu și de porumb. Că dăm în altele. Da? Eu cred că producția dumneavoastră este în pește și ar trebui să cântim, da? Și nu faceți confuzia, să nu induceți confuzia că discut de râuri. Discutăm de amenajări de acvacultură, unde trebuie să aveți o productivitate minimă de 250 de kg la hectar. De unde știți chestia asta? Eu știu lucrul ăsta pentru că așa spun cercetătorii de la stațiune. Dumneavoastră ați citit studiile? Eu am lucrat la studiile alea. Adică între noi este o diferență de cunoaștere a acestui sector major. Asta e părerea dumneavoastră. Deci eu mă iau după studiile de la Galați și de la Nucet, care asta îmi spun. Adică cercetători cu mult mai multă experiență decât dumneavoastră. Și de când înțelegi că am lucrat la studiile alea? Nu știu unde ați lucrat. Eu nu pot să iau în considerare studiul dumneavoastră, ci pe cel al unui institute care asta fac. Este și punctul ăsta de vedere să dăm gratis. Din păcate, nu pot, pentru că legislația nu dă voie. Eu n-am spus să dăm gratis, domnul președinte. Eu am spus să revenim la metoda pe care utilizează ADS-ul. De ce vă duceți de fiecare dată în derâdere în instanță și nu ne dați voie să stabilim o redevență de bun simț? Ca așa cere legislația în România. Pentru că dumneavoastră nu înțelegeți ce concesionați. Doriți gratis, spuneți, domnule, să modificăm legislația, să fim... Nu, eu nu înțeleg nimic, dumneavoastră vreți gratis. Asta este discuția. Nu, asta bun, haideți că am ajuns la finalul întâlnirii. Da. Îmi pare rău că nu am ajuns la o concluzie. Eu vă mai aștept aici la TV, la Agricultura, la Raport. Iau publicitate câteva minute. De la ora 21, vicepreședintele ANSVSA, Dănuț Păle, și președintele Colegiului Medicilor Veterinari, domnul Viorel Andronie. Pauză, revenim. Un pas înainte reprezintă pentru noi încrederea partenerilor noștri în produsele oferite de Universal Group. Suntem partenerii cultivatorilor care își doresc produse de calitate.